Bă, efectiv, ce obțin din punctul meu de vedere, băi, a fost bulan. What? What? The... Ce? De... Ok, da. Da, nu, știi ceva, nu o să mai zic nimic până la următoarea locație, nu mai zic. Salutare, dragii mei, și am regăsit aici la un nou episod de pe acest canal. Dacă ați unit asta, stonul de Alex, dați un share și în canal, sunteți noi, vedeți că aveți butonul de subscribe. Băi, luați-vă o apă, o floricea, o ceva de mâncare și putem să-i dăm start. Practic am hotărât pentru astăzi să fie frumos, pentru că e frumos afară din câte vedeți, evident, mamă, bate soarele să mă răbibim. Am zis că ar fi destul de interesant să mergem cu această mașinuță pe care... Așa, bun. Deci, practic, mașina asta arăta oribil, putem spune. Pune așa că am recondiționat-o, eu mă pătează. Am zis că să nu mai stăm pe ecran pentru că e plictiseală maximum. Și am zis că în această zi minunată ar fi destul de interesant din punctul meu de vedere să vedem câte locații reușim să găsim într-o jumătate de oră. Așa că, după cum am zis și mai devreme, mamă, dar calc asta să-mi bag picioarele. După cum am zis, nu uitați de like-ul la puternic și la și mai puternic, pentru că dacă facem la episodul ăsta, cred că vreo cât 50 de like-uri de alea nebune, cel puțin, cel puțin, domnule, cel puțin. Aș vrea să vă mulțumesc pentru 1000 și de vizionări și nemul la capul clipa de față, sau 1100 sau 1070, 80 ceva de genul la ultimul episod din Dororial, ceea ce mi se pare foarte, într-un fel, funny. Dar are numai 40 de like-uri, vrăjeală maximă de la voi, ce să zic. Da, deci să pornească cronometrul acum. Așa, deci după cum am zis, o să vedem câte locații reușim să găsim. Eu merg mai mult pe contrasens, nu e problemă. Bă, chiar e destul de interesantă situația pe aici. Mama, avem 150 în bord. Avem 150 în bord. Mamă, prinde... Deci, efect... Opa... Am găsit prima locație, vreau să zic că... Ok, ok, asta e destul de interesant. Practic, nu știu dacă vedeți, dar putem să călcăm iarba. Ce? Da, recunosc că sunt un copil mic. Că zic chestia asta, dar chiar mi se pare mișto. Am văzut eu o locație pe aici asta, o să vezi că-s pietre. Deci nu cred. Deci nu cred că-s pietre. Da, mă, nu era numai... Mamă, ce vrăjeală, ești nebun. Da. Atunci o să ne continuăm drumul și gen o să apară de fiecare dată când găsim câte o locație nouă, gen alea sunt practic secvențele pe care le vedeți, deci da. Ok, chat, știu că încă n-am găsit o locație, dar uitați-vă și voi mâncava și gravastră cât avem în bord. Deci avem 160, ne ducem spre 170 la oră și ne mâna la cap. Deci mi se pare destul de interesant, nu cred că am prins niciodată viteza asta, sau nu știu, chiar. Să lăsați comentarii de curiozitate, dacă știe cineva, nu știu, a prins vreun youtuber cioala care vorba aia mai mare ca mine, evident, cu... Și ca și ani și ca și abonați, ești nemul la cap. Ok, ce avem în zare? E o arătare sau o locație oare? O locație mare cu aripioare, mamă, să moară Bibi, ești nemul... mișto pe joc, chat. Mișto, mi-a plăcut. S-a spawnat, cum s-ar zice, când ne-am luat. Mamă, băi, asta e mașină de aia, ca lumea de epocă, chat. Mamă, parcă mi-și milă să lăsăm asta noastră, ești nemul la cap. Băi, ce mișto arată. Bă, da, s-au găsit o grămadă, cred că mai degrabă trebuia să spun că să vedem câte locații putem să găsim după ultimele update-uri și ne-am luat cap pe jocul ăsta, că e... What? Unde ești, mă? Bă, locația asta chiar e nouă, efectiv, cel puțin pentru mine, e destul de nouă pentru că n-am jucat niciodată în ea, gen e... Cred că ideea e aia, dacă știți, prin America, că erau... baruri... restaurante, ceva... What? A, am crezut că pot să-l și sparg. Ok, hai să vedem ce găsim, dar cred că nu mă mâncare pe aici. Oh, ok, asta păstrăm. Nu știu dacă, pardon, nu știu dacă se iau acea nebunie. Ok, ce cu asta? Ce cu asta? Ce? Nu. Deci nici nu vreau să știu. Nici nu vreau să știu, ok, dacă, am înțeles. Ok. Știi ceva, cred că o să plecăm, o să ne luăm, nu mai luăm nimic, gata, nu mai luăm nimic. Nu mi-a luat nimic că suntem pe episod. Da, deci nu cred că e nimic interesant, sincer vorbind. Măcar am găsit o locație, cred că nici n-ar trebui să ne oprim în ele. Cred că asta ar fi cea mai idee. Ia să spui că dacă tot am luat asta. Acum, pentru că nu am fost funny deloc, o să-mi iau mașinuța și o să plec, pentru că efectiv n-am ce să iau de aici. Să luăm oare o trocarici de asta, da, nu prea mă interesează. Sincer, mașinuța asta chiar îmi place, e destul de mișto. Vreau să-i dăm măcar o cheie. Hai, mă! Chat nu pornește. Bă, asta chiar e mișto. Nu știu dacă e rară, pentru că n-am mai jucat de mult vorba aia sau mai băgat update-uri.
Ia stai un pic. Trebuia să-i pun frâna de mână. Apă n-are. Am înțeles, n-are ulei. Dar nu știu unde e... uite rezervorul. Am înțeles, nici n-are în rezervor. Ok. Ba, ce pot să zic? Sincer, destul de mișto. Din păcate nu luăm noi așa ceva. Ar fi fost o treabă, sincer. Cred că era și mai rapid decât asta. Dar vreau totuși, dacă tot am recondiționat-o pe asta. Adică uitați-vă cum arată. Dacă n-avea oglinzile astea ruginite. Și hai să zicem, cred că niște caucioace noi. Era top ești de mână, zici că era, am luat-o de nou, să mor. Chiar e destul de mișto, cel puțin din punctul meu de vedere, iar luneta mi se pare mișto, e cam jocoasă, dar cu pătrățele, așa, dacă vedeți. Uite așa, vedeți pixele aia puternici. La bine, hai că ne mai trebuie locații, că e vrăjeală pe aici. Chat, cred că am caracterul retard. Cred că are handicap, chat. Uitați-vă și ce facem. Los Angeles, ești bine? What the fuck? Mă, nu mai... Of, ce-am pățit? Ce-am mai pățit cu trocariciul meu? Aha. Am înțeles ce-am pățit. Da, nu cred că-l mai găsesc. Bă, se putea să meargă bine totul. Nu se putea. Deci ca să vă faceți o idee, nu știu cum naiba, m-am lovit de o pietricică mică rău de tot, m-a dat peste cap. Și am zis că bă, n-are rost vorba aia să mă mai arăt, zic, că am zis că n-are rost vorba aia, dar cred că o să vă arăt acum un pic, gen, efectiv, cred că cum vedeți acum aici de mă mare piatră ce hâț, fentă gol, m-a dat pe spate, am stat pe spate și a căzut ceva din mașină, am crezut inițial că e doar ce aveam în porpagajul ăsta. Dar aparent mi-a căzut radiatorul și da, cred că s-a refăcut iarba. Pentru că nu văd nimic. Poate găsesc, dar nu cred. Cred că stăm până ajungem la piatra aia, cred că o să dăm cu spatele, am înțeles, dacă mai pierde. Și am așa de piatră să mă piși. Adică nici nu prea aș putea să... Mamă, ne întoarcem unde am plecat, sunteți nemâni? Bă, ar fi o treabă, sincer vorbind, iau radiatorul de acolo. Și aia a fost. Da, uitați piatra. Da, și după cum vă ziceam, efectiv, dacă vreți să facem chestia asta gen și cu o oră, să vedem câte locații de-astea puternice găsim într-o oră, nu uitați de la acolo puternic, mamă, deci acum am înțeles. Bă, da, aparent nu iese fum, nu iese nimic, ești ce bun. Hai, mă. Adi. Și ceva, o să punem pauză la timp. Pentru că, na, până la urmă e greșeala mea, nu pot să neg. Bun, hai să mergem să luăm și noi radiatorul ăla puternic, chat. Stai, mă. Bă, dar nu știu ce face mașina asta singură, să mor eu. Dacă știu. A, da, chat, am debugat și jocul. Bun, hai să luăm de aici radiatorul ăsta. Pentru că, până la urmă, nu e nevoie de el, dar sigur. Nu e nevoie la mașina aia, la mașina mea, evident că e nevoie. Acum se naște o altă problemuță. N-avem apă nici. What? Pă bune. Chiar nu e aceeași mărime. Am crezut și eu că e aceeași mărime, bari. Hai să vedem, poate totuși. Dar nu știu dacă merge cu alcool. Chiar sunt curios să văd. Chiar aș vrea să văd chestia asta. Dacă merge cu alcool, e cel mai jmecher joc. Lăsăm un piculeț asta să nu se spargă. Hai să vedem. Oh shit, nu merge calcul. Cred. Ia să scolăsăm un pic. Hai că mergem un pic cu ea așa, să vedem dacă merge. Bă, ești prost? Merge cum trebuie, ești nebun. Ok, aparent lasă o foarte mare dură de fum. Dar merge perfect. Ok. Deci, dar asta de fum vi se pare. Oh shit, trebuie să mâncăm. Mă, ia stați pe că am o idee. Știți ceva, nu o să vă arăt chestia asta. O să facem o treabă și vedem dacă merge. Bun, chat, între timp am și dormit. Băi, avem acum 63% apă. Deci e bine. Bă, sunt curios, nu știu, chiar, am uitat să vă zic să spuneți chiar, spuneți acum în comentarii, pentru că cred că au trecut, nu știu cât exact,
timpul, pentru că timpul o să apară după aia când îl editez. De asta zic, Petrișoare, mult succes, vorba aia. Așa. Ce-am vrut să... Oh, oil. Ok, tașcă bine, tașcă. Ah, pa, 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 pa. Pana mea, n-au apă. Câte rocate se crede că o să găsim, chat? Găleat. Zim care apă, deci dacă nici asta n-are apă. Deci are, mamă, ce-am crezut că le are potate, dar n-are apă aici, nebun. Las că merge și cu sânge, ai că merge, are, deci asta are, cât are la asta, stai. Are 44% alcool, 41% water, apă, gen, și 15% sânge, s-a mor. E bine, e ce trebuie. Când rămâi în pana prostului, bă, cooler, merge. Ia uite-l, uite-l cum intră. Mamă, are 20 de litri ăsta aici, nebun. A băgat tot nebun asta de mașină. Ăsta ce are? Zim care apă. Bă, nu știu ce lichide aș putea să mai pun. Deci dacă mai pornește, e bine, chat. Momentul a de... Opa! Taci! Taci că... Taci că am prins schema. Unde, 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 unde găleata? Ce-a făcut găleata? Unde? Bă, dar pot să nu mai fi incapabil și să arunc lucrurile. Mă, unde... De pana mea am urcat găleata. De canistră, canistră. Perfect. Ok. Hai, mă. Bun. Și acum mergem și o umplem cu apă, chat. Mamă, sunt cre... Ia uite, mă, mai era o găleată aici. Ei, nebun. Bă, are, are 13 litri din 70 ceva. Am reușit să iau în 13 litri, e bine. Aș putea să fac asta, ți-mi că vreau să văd care-i Fanta. Trebuie să vedem dacă merge și fără apă fulgen. Trebuie să văd. Să văd cât fum scoate situația. Bă, știi ceva? Lasă-l. Dacă e nevoie de ceva, punem apa și aia a fost. Vreau să zic să scoatem tot sângele și ce mai avem noi pe aici. Îl scoteam pe tot și puneam numai apă. Da, aparent dacă merge, vorba aia, ca la români. Dacă merge, dă-i. Auto, n-are o treabă aici, nu? Zici că e, zici că e de la mașină sau mor. Mama, stai, fii atent că asta e mașina aia, ești nebun la cap. Din bona mea, un vampir, ești nebun aia care era vampir. Să mor. Bun, și acum începe timpul și... Gen, nu reîncepe, continuu, scuzați-mă. Abstract. Dar atât de complex. Dar atât de construcție. Construcția 2, chat. Stai, bă, 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 bă. Unde te duci? Mamă, se duce Batman și nebun la cap. 3 străzi distanță. Bă, și ar fi mișto, nu știu, să spuneți... Să mergem la un anumit kilometru, băi, ar fi mișto, gen, la un anumit kilometraj, gen, de exemplu, nu știu, când scrie aici, acum stăteam și mă gândeam pe drum, ar fi o chestie destul de mișto să facem chestia asta. Ma, am uitat, mă, motorul e aici. Shit, asta n-are radiator sau nu-l văd? De fapt are, e coaja asta veche. Hai să vedem de curiozitate totuși ce ar putea să fie pe aici. Aș vrea să găsesc... Bă, bar... Mamă, bar de oț... Mamă, dar vezi că asta nu e bună pentru mine. Cred, sau? Este. Hai că... Mamă, stai că 3 km are pe aici, nebun. Ok. Vreau să dau ăsta jos. Mamă, dar nu că... Nu că... Nu se... Mamă! Mamă, nu că nu se vede diferența aici, nebun, la cap. Stai cu minte că mai degrabă cu asta noastră. Bă, dar nu știu dacă pot să schimb numărul de matriculare, ar fi destul de mișto. Este. Nu, no, dar pot să-l dau jos. Un alt... Mă, dar ce-i mă cu mâini, mâini, picioare? Ce-i bă pe aici? Ce foame asta au? Ok, hai că am băgat și noi un pic de har. Mamă, stai că vine iepurile. Unde ești, mă? Și am așa pe tine să mă piși. În fi. Da, băi, altceva nu prea văd pe aici. Merem mai departe. Să vedem, chiar să vedem cât mai avem. Băi, am găsit, am avut mare bulan, nu pot să neg. La început de tot, ca idee, ca să vă faceți o idee, what the fuck, număr de matriculare. Zic, ca să vă faceți o idee, efectiv, am avut, uitați-vă ce încă avem. Băi, am avut un butoi de la nebun cu vreo 23 de litri, mâncava-și gura voastră. 23 de litri de diesel. Hai bă, hai bă, și trec.
Nu mai mergea. Zic 23 de litri, nebun. Bă, efectiv, ce obțin din punctul meu de vedere, bă, a fost bulan. What? What? Da. Ce? De... Ok, da. Da, nu. Știți ceva, nu o să mai zic nimic până la următoarea locație, nu mai zic nimic. Bă, și nu știu, nu știu dacă reușim, vorba aia, să mai găsim o locație, dar vedem, cred că o să maxim, cred, eu cred că mai găsim o singură locație. Vans, cine ghicește numărul exact de câte locații, mă, dar cum se văd ochii aici, nemul, ce? Zic că cine ghicește câte locații vorba aia am găsit în jumătate de oră, trebuie să lăsați comentariu și apăruiți după aia pe următorul videoclip, sigur că da, pe ecran. Ce voce de povestitor, da, sigur că da, shit, sau? Hai că, mamă, iar, ce m-am cacat pe mine, am crezut că iar mă ia păsus piatra aici, nemul. Ok, hai să vedem. Gata, acum am văzut. Am ajuns la 180, ești nebun la cap? Adică capul meu, am 180 în aboard. În aboard. Mamă, ce-am crezut că mă duc și-o spre 200. Hai că ne mai ducem. Ne mai ducem dacă e chat. Mai mergem. Mergem. Bă, ești nebun? 190? Să moară, baby, când au făcut ăștia jocul, ești nebun la cap, nici nu cred că se gândea să fac o mașină care să meargă mai rapid de 100. Hai că mai reușim dacă... zic dacă reușim să prindem mai mult de 120, ceva de genul, nu se gândeau băieții. Bă, dar pe bune, chiar o fi cineva care a prins mai mult de 200. Mamă, ok, nici nu vreau să zic că mai oprim, oricum mai avem un minut și un pic, adică... Cam aia a fost, deci cam 3 locații am găsit într-o jumătate de oră. Plus minus, vorba aia, stați un pic să și dormim. Zic plus minus situația asta penibilă pe care am pus-o cu mașina. Bă, dar chiar arată bine și rău. Din păcate n-am luat fopseaua. Chiar dacă aș fi luat-o, era degeaba că o fi căzut până acum. Bă, ce pot să zic? E destul de ok situația, nu pot să neg. Bă, până la urmă, 3 locații, jumătate de oră. Cel what the f- dar nu știu ce naiba asta, what? Zici că e scaun. După cel. Deci da, dacă vreți să facem partea a doua, practic, la nebunia asta, tot pe harta asta, normal că o să jucăm. Mă, dar n-am și o roată. Ia stai un pic, mă, nu pot să-i pun numai roata asta. Aș vrea drăbă. Nu zici? Hai, mă. Sunt curios dacă pot să-i pun o roată. I-aș pune numai cu roată, să văd dacă merge. Adică, cred că merge, dar merge la ideea în care de-abia dacă poți să tragi. De-abia dacă merge. Ia să zic că aducem căruciorul ăsta. Aducem Batmobilul. Iar puteți să lăsați un nume la mașinul ăsta. Hai, că deja v-am zis vreo 4-5 chestii și nu scrie nimeni, ești nebun la cap, pe chat. Dă mor, hai, pe chat. În descriere, că nu mai punem, nu în descriere, comentarii. Zic, nu mai punem videoclipuri pe premieră, că am văzut că vorba aia, am făcut un test. What? Sunt mortul că n-am. Băi, gemon? No. Zic, am făcut un test de curiozitate. Și aparent chiar e o diferență de vreo, nu știu cât, vreo... Hai, lejer, ce să mai... De vreo 1000 de vizionări între un videoclip pus pe premieră și unul fără premieră, gen... De asta zic, nu mai punem pe premieră, că nu se uită nici lumea, nici nimic, nici vrăjeală. Hai să oprim și noi mașinuța, că... Consumă, mâncavaș. Închidem și noi portiera. Băi, era mișto. Ia stați un pic. Știi ceva? Pentru că oricum n-am găsit altul. Cât era? Pe 2, da, pe 2. Ok, știi ceva? O să punem înapoi și o să oprim joculețul. Până când, vorba aia, strângem și noi 50 de like-uri ca să facem partea a doua. Când strângem 50 de like-uri, o să facem partea a doua. În care o să mergem o oră, gen... O să mergem o oră să căutăm locații de-astea. Bă, zic că ar fi destul de ok. Adică, cel puțin punctul meu de vedere e că a fost ok. Deci, da, dragii mei lupi, cam asta a fost tot. Și o să ne vedem cu un nou episod. Eu vă zic o zi frumoasă în continuare.